Astăzi continuăm periplul nostru prin predica de pe munte. Voi citi un pasaj dintr-o traducere diferită decât cea lui Cornilescu, dar vă invit, dacă aveți și telefoanele pe la îndemână sau Biblia, să urmăriți textul, o să fie afișat și pe ecran, dar să, să fim în el. Este un text cunoscut, un pasaj cunoscut, dar aș vrea să-l avem proaspăt și să ne aducem aminte chiar de pe pasajele de dinainte de acesta. Deci Matei 7, de la 7 la 12. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Procedați așa, pentru că oricine cere primește, cine caută găsește și celui care bate la o ușă îi se deschide. Care dintre voi va da fiului lui o piatră dacă îi cere o pâine sau cine îi va da un șarpe copilului care îi cere un pește? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc vă oferi daruri bune celor ce îi le cer. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și ale profeților. Un pasaj cunoscut. Predica de pe munte pentru mine rămâne fascinantă la sfârșitul ei, pentru că ne apropiem de încheierea predicii de pe munte, ca și începutul ei. Când am lucrat împreună cu echipa de predicare la selectarea pasajelor pe care le vom aprofunda pentru a le pregăti pentru predicare, mi-aduc aminte că am ales intenționat, specific, acest pasaj. Dorind cumva să îmi dau timp mai, mai mult și mai focalizat să-l înțeleg mai bine, pentru că de când mă știu, când am citit acest pasaj în curgerea lui în Predica de pe munte, am avut mereu dificultăți de a înțelege locul și sensul aici. Vă spun drept că citind acest pasaj, și de fapt citind Predica de pe munte, pe alocuri, aveam impresia de deja vu cu Perioadele din copilărie, când eram la, în biserică și era ora de rugăciune, poate unii vă aduceți aminte, și era câte un frate cu inimă mare, bună, dar care lipea pasaje între ele fără nicio legătură. Ne dădea îndemnuri la rugăciune doar că îi plăceau lui. Și lua și de acolo și de acolo. Și când citeam predica de pe munte sau când am ajuns la pasajul ăsta, mă întrebam, dar ce caut aici? Înțeleg ce spune, și trebuie să înțelegem în, în, în adâncime ce spune, dar ce caută pasajul acesta aici? Ce caută? Cereți și vi se va da, căutați și vă-ți găsi, bateți și vi se va deschide. După pasajul, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Deci, citind comentariul lui John Stott, citind o parte din comentariul lui pe predica de pe munte, însă m-am mai liniștit, pentru că nu sunt singurul care a avut dificultăți în a asambla ideatic sau tematic părți din predica de pe munte. Și alți cercetători ai Scripturii, când au citit predica de pe munte cap-coadă, au avut dificultăți în a vedea legăturile dintre pasaje. Și atunci mi-au spus, dacă și cu alții s-au zbătut cu asta, înseamnă că nu neapărat am eu o problemă personală. Mai grav, unii, văzând dificultatea sau găsind dificil asamblarea lor, au ajuns să imită o ipoteze de genul: Matei a pus împreună mai multe discursuri ale Domnului Isus și a făcut un întreg din asta. Nu îmbrăzisești deloc această înțelegere ci cred că ceea ce avem în Matei, capitolul 5 la capitolul 7, este un discurs al Domnului Isus care are cap și coadă, și chiar dacă legăturile nu sunt atât de ușor de văzut, cel puțin într-o primă instanță, într-o primă citire, are sens și în această dimineață. Aș vrea să ne uităm la pasajul acesta ca o curgere a pasajului anterior. Pe de altă parte, referindu-mă la acest pasaj, probabil influențat de interpretarea din popor că este un pasaj care ne încurajează pur și simplu să îi cerem lui Dumnezeu ce ne trece prin minte, doar să vrem destul de tare și să fim destul de insistenți. Nu îl nu puteam, cum spun, lega prea bine de ceea ce era înainte. Surpriza mea în urma studierii acestei bucăți de scriptură este să constat că ea se așează peste ceea ce a fost înainte și sper eu cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem această curgere a textului care ne duce înspre aplicații neașteptate. Pentru că în timp ce principiul insistenței sau a persistenței în rugăciune este biblic și găsim în multe alte părți, Ceea ce face Isus aici este să ne dea un caz particular în care insistența își are locul și în care răspunsul este garantat de către Domnul Isus. Să privim atenți, deci, la, 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 la pasaj în ansamblu. Suntem în Predica de pe munte, cuvântarea lui dintr o cuvântare a lui Isus ținută dintr-o suflare și în ea găsim quintesența învățăturii despre împărăția lui Dumnezeu, care coboară în mijlocul oamenilor și îi schimbă pe oameni din interior. Iisus ne arată că noi oamenii putem fi înnoiți din lăuntul nostru atunci când inima ne este transformată, așa încât comportamentul nostru exterior este diferit decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Ceea ce se vede în afară nu este doar o cosmetică de suprafață, nu este deformare elastică. Câtă vreme sunt sub lupă, mă comport frumos. Câtă vreme mă vede șeful, uh îs atent. Când îmi scap, când scap de sub radar, ne relaxăm și ne trăim viața adevărată, așa cum o simțim. Când împărăția lui Dumnezeu vine înăuntru nostru, când transformarea este produsă în inima noastră de puterea lui Dumnezeu, puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt care operează în împărăția lui Dumnezeu, atunci transformarea este de adâncime, este nu doar de formă exterioară, ci este în lăuntrul nostru, este în inima noastră. În capitolul 6 din Matei, am văzut însă că această viață nouă pe care Iisus o duce în împărăția sa și când împărăția sa ne inundă, este are dușmani sau sunt atentate la distrugerea ei, la, la, la slăbirea ei. Și am văzut că sunt doi mari dușmani ai vieții noi, ai vieții de dinăuntru, ai vieții în care puterea lui Isus care transformă, rodește și avansează. Și primul dușman este tentația de a manifesta religiozitate cu scopul de a obține aprobarea celor din jur. Și Isus spune... Când vă rugați? Să nu vă rugați cum se roagă fariseii, Încercând să faceți impresie. Când vă trăiți viața dreaptă, să nu o trăiți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Să nu fiți preocupați de a obține ceea ce harul lui Dumnezeu în împărăția Lui vă oferă. Pentru că atunci când Isus ne primește în împărăția Lui, noi suntem chiar acolo bine primiți. Nu avem nevoie de o recunoaștere suplimentară. Nu avem nevoie să mimăm o neprihănire aparentă sau de imagine ca să putem fi primiți. Noi, în Împărăția Lui Hristos, suntem primiți. De aceea Isus spune, luați seama să nu vă îndepliniți în neprihănirea înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în, cer, în cerul. O astfel de trăire, o astfel de gândire, un astfel de comportament, perpetuarea unei abordări în care urmărim să obținem ceea ce Dumnezeu ne oferă, ne îndepărtează de fapt de viața pe care am primit-o dar. De aceea porunca lui Isus nu faceți cum fac păgânii, nu faceți cum fac farisei, nu încercați prin religiozitate să obțineți ceva, este o poruncă, un îndemn care ajută ca viața primită de la Dumnezeu să curgă noi, să nu fie împiedicată. Există însă o a doua capcană sau un al doilea pericol care atentează la viața din Dumnezeu, la viața împărăției și despre care Domnul Isus vorbește în a doua parte a capitolului 6. Și este vorba de încercarea de câștigare a siguranței, a securității, din nou, nu primindu-o de la Dumnezeu și bazându-ne pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu, pe harul lui Dumnezeu, ci prin acumulare de bunuri, de resurse și avem Matei 6 de la 24 la 34 în care Isus spune nu vă strângeți comori pe pământ pentru că acolo le mâncă molile și rugina este un demers fără rost. Oricum, încercarea voastră de a vă asigura un sentiment de securitate, de protecție, prin creșterea valorii nete, este un demers sortit eșecului. Însă Isus ne vorbește despre această tentație. Suntem ispitiți, măcar că Isus ne cheamă în viața Lui, ne cheamă în viața transformatoare din năuntru, suntem ispitiți sub presiunea lumii în care trăim, suntem ispitiți să ne câștigăm securitatea prin acumulare, prin îngrijorare cu privire la ziua de mâine și apoi prin efortul de a abate această îngrijorare cu ajutorul nostru. Însă Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre grija Tatălui, despre dragostea Tatălui care ne împlinește cu mare drag nevoile, ne vorbește despre inutilitatea și ineficiența efortului de a ne dobândi siguranța prin acumulări și El ne spune nu vă îngrijorați de viața voastră, ci continuați să căutați viața lui Isus, să căutați împărăția lui Dumnezeu, rămâneți conectați cu această, acest trend, această curgere care se întâmplă, care are loc în împărăția lui Dumnezeu pentru cei ai lui și nevoile voastre sunt grija Tatălui. Nevoile voastre de bază vor fi acoperite prin har, pe deasupra. Și uh, am discutat, am stat asupra acestui pasaj și cred că este din nou un pasaj cunoscut. Continuând însă discursul Domnului Sus din Predica de pe Munte, am ajuns în mesajul trecut, la capitolul 7, în care am descoperit o a treia capcană sau una, o a treia provocare împotriva vieții noi. De data aceasta nu este doar la nivel mental, da? Uh, impresiile, prin religiozitate, era o chestie de interior, da? mă rog ca să mă vadă alții, era o chestie de, despre mine. Acumularea de bogății era din nou despre gândurile mele, mi frică, nu sunt în siguranță, vreau să adun ca să am. În Matei, capitolul 7, Iisus vorbește despre tentația de a judeca pe aproapele ca despre un dușman al revărsării vieții lui Dumnezeu în noi. Și Isus ne spune, nu judeca ca să nu fii judecat. Aceasta a treia capcană spune, spun, deci, vorbește despre lumea noastră interioară, dar are legătură cu relațiile cu cei din jurul nostru, în care noi suntem ispitiți să evaluăm comportamentul lor și să, să descriem caracterul lor. Acest nu judecați ca să nu fiți judecați, am văzut data trecută, nu înseamnă o suspendare a capacităților noastre de evaluare sau de bun simț. Ci înseamnă să nu evaluăm o situație și să tragem rapid concluzii despre caracterul lui cuiva, pentru că noi de obicei când judecăm, nu judecăm un fapt, ci noi judecăm rapid de la un fapt, judecăm caracterul cuiva. Ori această judecată a caracterului, această uh, incriminare a caracterului fratelui nostru, face rău vieții primite de la Dumnezeu. Probabil ceea ce ne-a surprins data trecută, în metafora pe care Isus o folosește pentru a corecta această tendință de a judeca, metafora cu paiul și bârna, a fost spun să descoperim că bârna din ochiul nostru nu este, de fapt, un păcat mai mare pe care l-am putea face și a trebuit să ne ocupăm de el, cu scopul de a ne ocupa după aceea de ceilalți, să-i punem la punct și să-i corectăm, și să descoperim că bârna din ochiul nostru, de fapt, este tocmai spiritul de judecată, tocmai această aplecare în a fi critici cu privire la caracterul cuiva. Această lansare pe topogan, această lipsă de înfrânare în a muta de la fapte la caracter. Tocmai de aceea aplicația pe care Iisus ne-o dă este să renunțăm la Duhul de judecată care ne face să ne credem superior și care ne împiedică să-L ajutăm pe fratele nostru. Și odată renunțând la acest spirit să putem într-adevăr să fim de ajutor fratelui nostru. Pentru că în comunitatea celor răscumpărați, grija unul pentru celălalt este esențială. În timp ce Hristos ne-a adus viața, ea crește, ea se dezvoltă, cum spune Pavel mai târziu în Efeseni în și în Coloseni, prin aportul întregii comunități, prin ceea ce dă fiecare închietură. De aceea este important să nu judecăm, adică să renunțăm la Duhul de Judecată pentru ca în eventualitatea în care fratele nostru este în eroare, să putem să îl ajutăm. Pentru că el s-ar putea să fie în eroare și să știe. Vorbaia dacă ai un pai în ochi, știi că ai ceva. Dar s-ar putea să nu-ți fie un... la îndemână, să nu-ți fie ușor să-l scoți. Ori un, un credincios, un om al lui Dumnezeu, care renunță la spiritul de judecată, va putea să aibă capacitatea și grija de a-l ajuta pe fratele, de dragul lui, în interesul lui, nu de dragul de a mă lăsa pe mine în pace și a nu mă deranja pe mine, ci de dragul lui eu pot să intervin, să îl ajut, să îi scot paiul din ochi. Când însă nu facem asta, când insistăm în a-l repara pe fratele, ajungem în ceea ce Domnul Iisus ne atrăgea atenția, că vom deveni problema lui. Adică Iisus spunea în continuare, după nu judecați ca nu fi, să nu fiți judecați, spune, nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Adică, dacă eu insist să-l schimb pe fratele, să-l să transform, să-l prelucrez, eu nu voi face decât să devin problema lui. În timp ce el are o problemă și ea merită adresată, prin insistența mea, prin acest, acest spirit de judecată și de critică, eu devin dușmanul lui și probabil că am pățit-o. Când nu am fost inspirat de Dumnezeu ca într-un spirit de grijă să mă apropii de fratele meu, ci când m-am dus în spiritul dreptății să spun asta trebuie făcută și asta nu, m-am trezit luat la țintă. De aceea Iisus spune, nu aruncați mărgăritarele înaintea câinilor și înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să vă întoarcă, să vă rupă. Atunci când însă încercăm să schimbăm pe cineva, ne dăm curând seama că lucrul ăsta nu funcționează. Și probabil că familia este spațiul în care învățăm lecția asta cel mai repede. Insistă să-l schimb pe celălalt și o să vezi. Și dacă în primă instanță încercăm și mergem în pași mai soft, poate cu timpul creștem uh, uh, calibru. Și dacă nu ne învățăm în relația dintre soț, soție, că nu merge așa, cu presiunea și cu judecata și cu... Vin copiii și probabil că unii dintre noi avem adolescenți și vedem cam cât de eficientă este metoda de a-i transforma pentru că așa-ți spun eu. Pentru că știu eu mai bine. Ori tocmai pentru că această, acest demers este inutil. Iisus spune nu judecați, nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Nu, nu insistați în a face voi dreptate, ci lăsați mai degrabă împărăția lui Dumnezeu să opereze și aliniați-vă după ea. Însă, întrebarea este acolo, apare, bine, Doamne, păi atunci ce facem? Adică, bun, nu-i judecăm, nu criticăm, nu punem presiune, ce am de făcut? Luând în serios învățătura lui Sus de a nu judeca, mă întreb. Oare Isus mă cheamă la detașare față de fratele meu, față de aproapele meu? Oare prin aceasta El mă absolvă de responsabilitatea pe care o am față de fratele meu și față de care eram tentat să-l critic, să-l judec? Dacă nu pot să nu-l critic, să nu-l judec, să nu-l hărțuiesc pentru a face om din el, oare ceea ce trebuie să fac este să mă scot din priză? Decât să-i judec, mai bine să-i las în pace? Mie îmi convine nu vreau să-mi fac dușmani, nu vreau să-mi caut de lucru, fiecare cu viața lui, cu treaba lui. Oare învățătura lui Isus legată de scuturarea prafului de pe picioare împotriva celor care nu primesc Evanghelia să se aplice în relația cu fratele meu? Băi, eu am zis, nu au vrut, cu Domnul Isus și treaba ta. Oare? Isus ne răspunde în pasajul următor că nu. Nici de cum, abandonarea și detașarea față de fratele meu care este într-o eroare nu este soluție. Ci soluția pe care am citit o deja în versetele 7 la 12 pe care Iisus ne-o dă este ca alternativă sănătoasă în loc de judecată și de constrângere este mijlocirea pentru fratele meu. În loc să-l judec, în loc să-l pun la colț, în loc să-l constrâng, în loc să-l manipulez, să-l să fac să se simtă nasol, ceea ce spune Isus, nu judeca, ci cere de la Tatăl pentru el ceea ce are nevoie și Tatăl te va asculta. În sensul acesta urmează și curge pasajul cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută, găsește și celui ce bate îi se deschide. A fost revelator pentru mine să înțeleg acest sens al afirmației lui Isus, care nu mă lasă cu o problemă și cu semne de întrebare. Bun, nu judec, deci mă retrag și îmi văd de treabă. Și nu așează, nu inserează aici un pasaj care pare să vorbească despre altceva, ci Isus îmi spune, în loc să judeci, în loc să critici, în loc să pui presiune, în loc să îți arăți superioritatea morală dând lecții, Mijlocește pentru fratele tău. Mijlocește pentru lucrurile pentru care ai vrut să-l schimbi prin judecată. Observă nevoile și deficiențele caracterului lui și mijlocește pentru el. Dallas Willard, un filozof și autor creștin, spunea odată într-o prelegere: Unul dintre lucrurile pe care ajungem să le învățăm în viața aceasta este că repararea oamenilor nu duce prea departe. În engleză, fixing people doesn't take you very far. Când noi încercăm, spunea el, să-i reparăm pe oameni, când ei se schimbă de gura noastră, rezultatele sunt superficiale și durează puțin. Când însă ei sunt schimbați din interior, ca urmare a rugăciunilor înânțate înspre Dumnezeu, schimbarea va fi una de profunzime și de lungă durată. Când, în loc să judec, în loc să presez, aleg să mișlocesc pentru transformare, pentru devenire. Șansa de devenire este reală, este promisă. Și chiar dacă nu apare imediat, și o să discutăm despre lucrul acesta, Dumnezeu Iisus ne promite că El va lucra. Vedeți, ceea ce ne intenționează Isus aici este să ne învețe că schimbarea în bine a fratelui nostru este un deziderat valabil. Doar că nu este singurul. Împreună cu dorința de a schimba, schimbarea aceasta trebuie făcută într-un mod în care beneficiarul schimbării și-o asumă, o primește. Ca și în matricea lui Augustin, nu e un lucru bun dacă rezultatul nu, nu este bun. Și desigur că voința omului este parte din ecuație, însă noi trebuie să ne asigurăm că nu împiedicăm procesul de devenirii cuiva printr-un mod de abordare care nu îl onorează pe Dumnezeu și care distruge viața. De aceea rugăciunea de mijlocire, aducerea fratelui meu înaintea lui Dumnezeu, singurul care poate convinge cu adevărat și singurul care poate să ne schimbe din interior, este răspunsul la ce să fac în loc de a-l judeca. Desigur, sunt lucruri pe care putem să le facem pe lumea asta și trebuie să le facem. Avem datoria și responsabilitatea să le facem. Avem responsabilitatea să acționăm. De exemplu, Dumnezeu ne-a creat după chipul său și ne-a dat capacitatea de a creativitate și este responsabilitatea noastră să muncim, să producem, să aducem un plus valoare. Este în dreptul nostru. Nu avem nevoie să ne rugăm despre asta. Dar sunt lucruri pe care vrem să le influențăm, care trebuie să se schimbe, dar asupra cărora nu avem putere, asupra cărora nu putem acționa direct, ci doar indirect, prin rugăciune, prin aducerea acestor instanțe înaintea lui Dumnezeu. Ori Sufletul uman este o astfel de instanță. O instanță asupra căreia nu putem acționa direct, oricât de mult ne străduim. Însă Dumnezeu poate. De aceea ne îndeamnă, ne învață să mișlocim unii pentru alții pentru devenirea noastră, pentru devenirea unii altora. Poate un exemplu care ne ajută să înțelegem distinția dintre ce ne este la îndemână și trebuie să facem și ceea ce nu este la îndemână vine din natură. Dacă, de exemplu, vezi o buruiană într-un strat de flori, desigur că ce ai de făcut nu este să-l implici pe Dumnezeu în rugăciune și să-l rogi să uște iarba. O făcut-o Iona și nu a funcționat. De fapt, nu. Iona ar fi vrut să o țină sus, dar nu, eu mers. Treaba cu iarba nu ține de Dumnezeu. Dacă ai o buruiană la flori, o smulgi. Însă orice încercare de a, de a face planta să crească, eu ca om, care încerc să o fac să crească, n-are niciun sorț de izbândă acționând direct. La fel este cu sufletul omului. Orice încercare de a l schimba din exterior, prin judecată sau constrângere, este sortită exercului. Rugăciunea însă îl poate schimba. Este interesant de observat în Scriptură că Isus ține cont de principiul ăsta. Și măcar că El era Fiul lui Dumnezeu, și avea putere să facă ceea ce, la ceea ce se gândea. Iisus își limitează prerogativele și avem o instanță foarte interesantă în Luca capitolul 22, versetul 31 și 32, un incident peste care poate am trecut cu vederea, dar care ne arată că Iisus crede că rugăciunea are locul ei în vederea transformării cuiva. Iisus îi spune lui Petru așa, Domnul le-a zis, Simone, Simone, satana va a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. N-ar fi putut Isus să-l repare pe Petru? N-ar fi putut să-i să aștearnă un silogism, o logică, o învățătură și să Petru să treacă peste. Isus spune: Acolo, în Sufletul tău, este nevoie de lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Ai nevoie să te aduc în prezența lui Dumnezeu și El să lucreze în ritmul Lui. Îmi inhib această posibilitate și acționez în baza principiului care trebuie să fie un model în ce privește Sufletul Omului, accesul major și determinant îl are Dumnezeu. Când Iisus a ales să se roage pentru Petru, el l-a adus într-un, să zicem, perimetru, într-o zonă care era sub totul controlul absolut al lui Dumnezeu și Iisus cel întrupat îl pune în acel loc în care are încredere că tot ceea ce trebuie să fie făcut se va face. Isus nu este nerăbdător să-l protejeze pe Petru de a trece printr-un printr eșec. Un om normal ar fi spus, un om obișnuit ar fi spus, băi, că nu cumva să faci așa ceva, Petre, o să-ți strici toată reputația, o să o faci lată, adică tu să te lepezi de Dumnezeu. Iisus spune, Petre, eu mă rog pentru tine, te-am te -am adus înaintea Tatălui și El te va transforma. Când ne rugăm, deci... Noi ne conectăm la lumea reală a lui Dumnezeu. Când noi aducem rugăciunile noastre pentru fratele nostru, când aducem mijlocirile noastre pentru copiii noștri, pentru frații noștri, pentru prietenii noștri, noi aducem în zona în care Dumnezeu operează. De aceea, pentru că rugăciunea are efecte în sensul acesta, Isus ne promite asta, El ne spune, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Sigur, prin însăși exprimarea aceasta, prin însăși înșiruirea aceasta, care poate părea, sau poate este o, o creștere în intensitate, putem înțelege că în timp ce răspunsul pentru caracterul cuiva, pentru sufletul cuiva este în mâna lui Dumnezeu și va veni, de la Dumnezeu, răspunsul nu vine instantaneu. De aceea este nevoie de perseverență. De aceea Isus spune: cereți, bateți, căutați. Adică reveniți asupra discuției. Nu doar o Doamne, fă ceva cu el, ca să nu zicem Doamne, hai că nu zic, ca să înregistrează nu-l abandonăm și nu-l blestemăm, ci îl aducem înaintea lui Dumnezeu mereu. Doamne, îmi vine să-l judec. Uite ce-o făcut, uite ce fel de om e. Dar spun, Doamne, Tu-l iubești. Eu când am devenit atent despre problemele fratelui meu, o fac de pe o poziție de preocupare pentru el, de grijă pentru el, am pretenția asta de la mine, că de-aia îl judec, nu? Fiindcă vreau binele, nu? Așa le spune la copii. Bă, pentru binele tău, sau frate, pentru binele tău. Dar în loc să-l judec, îl aduc înainte lui Dumnezeu și îl aduc în mod repetat. Pe de altă parte, această amânare posibilă a răspunsului este folosită de Dumnezeu și câteodată Dumnezeu amână să aducă schimbarea promisă în caracterul fratelui nostru, pentru că în timp ce noi stăm de vorbă cu Dumnezeu despre fratele nostru, Dumnezeu lucrează în interiorul nostru. Poate am întâlnit în viață situații în care am ajuns în dușmănie, ne-am supărat pe un frate și ne-am propus să ne rugăm pentru el. Nu știu dacă toți ați pățit-o, eu am pățit-o, că în timp ce mă rugam și cerem foc din cer, Doamne, învață-l, dă-i dă, -i, dă -i să -ți țină minte, Doamne, uite ce mi-au făcut. În timp ce mă rugam, da, găsim, uneori de acolo plecăm de la psalm, de imprecație. După care, pe măsură ce stau de vorbă cu Dumnezeu, încep să văd ceva la mine. Încep să văd că ceva nu-i regulă cu abordarea mea, cu eforturile mele de până atunci. Și atunci, în timp ce cer, caut și bat, Dumnezeu lucrează și în caracterul meu. Dumnezeu mă transformă și pe mine. Nu doar pe El, care eu îl văd că este în eroare, ci și pe mine. Pe de altă parte, când Dumnezeu amână răspunsul la rugăciune, o face pentru a ne apropia mai mult de El. Vedeți, rugăciunea nu este ca un automat de băuturi răcoritoare în care zicem o rugăciune, vine răspunsul și am plecat mai departe. Rugăciunea este cadrul în care noi petrecem cu Dumnezeu și stăm de vorbă despre ale noastre, despre alții și este nevoie de timp, este un proces, nu este un incident. Doamne, uite-te la ăla, fă ceva cu el. Eu am plecat că nu mă mai interesează. Mă interesează de fratele meu și petrec timp, Doamne, despre el cu tine și despre mine cu tine. Așadar, Iisus ne încurajează să perseverăm și ne promite că, deși răspunsul posibil să nu vină imediat, atunci când mijlocim pentru transformarea fratelui nostru, ea va veni. Și asta, nu pentru că noi avem putere, și pentru că noi suntem suficient de încăpățânați să obținem ceea ce ne dorim, ci pentru că avem un tată bun. Un tată bun care ne iubește și pe noi și care îl iubește și pe el. De aceea pasajul continuă și spune care dintre voi va da fiului o piatră dacă îi cere o pâine sau îi va da un șarpe copilului care îi cere un pește. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri cu atât mai mult tatăl cel ceresc va oferi daruri bune celor ce îi le cer. Garanția că această rugăciune de mijlocire pentru fratele nostru, pentru transformarea caracterului lui, vine de la Dumnezeu, stă în bunătatea lui Dumnezeu. Avem un tată bun. Avem un tatăl bun care își iubește copiii. Și la care atunci când apelăm, nu intră într-o bârfă cu noi, Doamne, uite ce mi-au făcut fratele și să spună, așa-i, așa e așa Și eu l-am văzut. Hai să mai povestim, hai să ne mai ventilăm. Ci un tată care îl iubește și îl cunoaște. Și care se gândește într-adevăr la binele lui, la devenirea lui, dar se gândește și la bârna mea și la devenirea mea. De aceea, Isus ne încurajează să persistăm în rugăciune. Și aici m-am gândit să fac o aplicație. Știu, avem adolescenți și unii dintre noi avem dificultăți în a vedea devenirea copiilor noștri. Și poate unii dintre noi am pierdut. Poate ne-am dorit pentru ei, poate ne-am rugat pentru ei, poate ne-am oprit să ne mai rugăm pentru ei pentru că nu s-au schimbat, nu s-au transformat. Uite așa. Și poate ne-am găsit scuze sau am obosit și am lăsat-o baltă. În Matei 7, de la 7 la 12, Isus ne spune: Continuați să cereți, continuați să căutați, continuați să bateți. Pentru sufletele celor dragi care sunt în eroare, continuați să vă rugați. Pentru că Isus este un Tată bun, pentru că Dumnezeu este un Tată bun, pentru că Lui îi pasă de ei, mai mult decât noi. Pentru că la Tatăl, în împărăția Lui, este ajutor, sunt resurse. Și chiar dacă pentru un moment, sau poate nouă ni se pare că s-a încheiat și nu mai e nicio șansă, să rămânem în mijlocire constantă înaintea Lui Dumnezeu. Ca o chintesență a acestei învățături, Iisus conchide pasajul prin versetul 12 Faceți-le oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și ale profeților. Altfel spus, așa tratați-i pe frații voștri, așa gândiți-vă la ei, faceți-le cum v-ar plăcea și vouă. Cum ți-ar plăcea? Să fii acuzat, să fii judecat, să fii încadrat, să fii etichetat sau ți-ar plăcea să beneficiezi de mijlocire, și dacă nu spune, frate, să știi că mă rog pentru tine, te ajunge judecata. Nu despre asta e vorba. Și fratele să, încearcă, să încerce să-mi spună ceva, poate să găsească un mare zid în față, negru, și să pară că face pasul înapoi. Dar să nu facă pasul înapoi, ci să intre în cămăruță și să stea de vorbă cu tata bun, care are grijă și care răspunde. Ce doriți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. În aceasta este cuprinsă legea și prorocii. De aceea, în dimineața asta, în timp ce învățătura despre persistență, despre aducerea tuturor nevoilor noastre înaintea lui Dumnezeu, este adevărată, și Filipeni în capitolul 4 ne spune: Cere, uh, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucruri aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și este adevărat, este adevărat pe general. În dimineața aceasta, sper eu, am putut să vedem această valență a persistenței în rugăciune cu referire la mijlocirea pentru fratele nostru. Și dacă vrem să ne bucurăm de împărăția Lui și dacă vrem să savurăm viața nouă și dacă vrem să fim transformați și să vedem transformare reală, plastică, nu elastică, nu doar sub, sub, forță, nu doar sub chingi, nu doar de, de, forță majoră și de gura cuiva, dacă vrem să vedem transformare reală, atunci să facem ceea ce ne spune Isus, să începem sau să continuăm să mijlocim, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și veți se va deschide. Fie că această bucurie a părtășiei lui Isus în comunitate să fie experiență comună. Întrebarea însă este, sunt gata să-l slujesc pe fratele meu în felul acesta? Sunt eu gata să manifest reciprocitate în dragoste? Sunt gata de dragul lui să renunț la a judeca și mai degrabă să, să mijlocesc pentru el? Sunt gata să fac asta, am eu încredere că Tatăl Cel Ceresc îți va face partea. Sunt gata să abandonez în mâna lui Dumnezeu și în timp ce, sigur, am responsabilitatea să mă mai adresez lui, evrei ne spune, să veghem unei asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu exclude inițiativa și proactivitatea de a, a, a deschide când e un subiect. Dar întrebarea este, sunt eu gata să o fac într-un spirit de slujire și de dragoste? Sunt eu gata să petrec mult în rugăciune despre om cu Dumnezeu înainte de a petrece cu omul și a încerca să îl ajut? Dacă voi face asta, voi fi fericit. Ferice de făcătorii de pace, ferice de trăitorii în împărăție, care se încred în Dumnezeu, se bazează pe bunătatea Tatălui și care acționează după ceea ce ne învață Isus. Pentru că avem încă ceva timp, aș vrea să uh, dau posibilitatea să ridicăm eventuale întrebări. Poate că, în timp ce a meritat la pasajul acesta, unele chestii ies și poate dau cu virgulă, poate nu se leagă sau poate sunt comentarii pe care vreți să le faceți. E un timp de întrebări, după cum obișnuim la Vox. Te rog, uh, Uite, aici este și microfon, Cornel. Folosim ăsta. Nu, de alta, da, să se audă și, uh, probabil, să se audă și pe varianta de internet. Că de obicei e dificil dacă urmărești online, e aprins prins cum? Recunosc că am folosit în mod egoist versetul care spune cereți și vi se va da. Și am înțeles foarte clar astăzi că încadrat în context e valabil mijlocirea pentru aproapele meu. Ce se întâmplă dacă în timp ce am învățat că trebuie să mijlocesc pentru semenul meu, continui să cer în mod egoist și pentru mine în mod insistent? Da, o întrebare legitimă. Dacă aici cere și vi se va da se referă la a cere pentru fratele meu, mai am dreptul să vin cu ale mele înaintea lui Dumnezeu? Bineînțeles, am pomenit și Filipeni și sunt alte pasaje care ne învață că atât cât privesc lucrurile și nevoile și dorințele noastre, tocmai pentru a cultiva relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu ne spune aduceți-le la mine. Nu că Dumnezeu nu ni le-ar putea rezolva. Dar este interesant că unele lucruri Dumnezeu chiar nu le facem până nu le pomenim. Unele lucruri Dumnezeu le face tocmai pentru că le-am adus înaintea lui Dumnezeu. Și pot să fie despre, nu neapărat despre copiii noștri, despre caracterul lor, poate să fie despre viitorul lor, poate să fie despre sănătate, despre siguranță. Noi presupunem că Dumnezeu ne le asigură toate că El știe că avem trebuință. Și adevărat că știe că avem trebuință. Pe de altă parte, Dumnezeu ne spune, veniți cu ele cu toate. Așa că, da, în timp ce acest cereți și vi se va da ne învață să nu judecăm, ci să mijlocim. Cereți și vi se va da se referă și poate să se refere și la a aduce lucrurile pe care le avem înaintea lui Dumnezeu cu aceeași cumva detașare, în sensul le punem înaintea lui Dumnezeu și el va răspunde în momentul potrivit, la, în felul potrivit, dar bineînțeles avem libertatea și bucuria să, le, să îi le povestim. Pentru mine e un or, fel revelator în modul în care ne a explicat pasajul ăsta, dar am o întrebare legat de afirmațiile astea. Cereți, căutați și bateți dacă sunt se referă exclusiv la mijlocire sau implică și anumite acțiuni sau faptele noastre pe care le-am putea face. Adică nu doar să cerem de la Dumnezeu să lucreze, ci mai ales că la final e versetul Ceea ce voiți voi să fac că oamenilor să le faceți și voi lor. Adică, în, dacă în procesul ăsta, pe lângă mișlocire, poate sunt și anumite acțiuni fără a judeca sau fără a uh, intra în zona aia în care e interzisă sau. ne. Mm -hmm. ne uh, Sincer, și după ce am citit, am uh, citit comentarii. Uh, în timp ce ar putea fi interpretate fiecare fază, la ce s-ar putea referi cere, că am și spus, poate fi o gradație acolo, cere, caută, bate. Uh, chiar uh, unul dintre comentatori, parcă stot, uh, sau îl cita pe un altul, cred că așa era, uh, e ca un copil, cere prima dată, dacă nu primește, caută el soluția, și dacă nu o urmărește pe mama, o bate în camp, să o găsească unde e, numai să se țină de capul ei ca să rezolve problema. Și pe undeva poate să fie, putem să dăm alte valențe acestei metafore, dar eu personal înțeleg că Isus folosește aici o repetiție pentru a întări principiul. Îi ca și în Matei 6, când vrea să comunice Harul lui Dumnezeu în purtarea de grijă, ne dă două ilustrații, una cu păsările, una cu crinii. Nu că păsările au o conotație anume sau crinii au o altă conotație și pur și simplu repet aceeași idee în forme diferite, tocmai ca să așeze principiul de Bă, asta îi trebuie. Apăsată. Deci, personal, așa interpretez, dar și uitându-mă la alți comentatori, nu neapărat se sugerează că Isus ar fi avut în vedere lucruri diferite, ci mijlocirea la timp și ne la timp, în diverse forme. Dar aici, dacă aveți alte înțelegeri sau dacă ați citit altceva, personal, eu nu. Ok. Te rog. Ce se întâmplă când anumite comportamente, acțiuni devin deranjante, nu doar pentru mine, ci și în context? Doar mijlocesc și aștept ca Dumnezeu să schimbe, poate, caracterul meu sau comportamentul celuilalt? Da. Uh... Ușor am atins ideea asta și vreau să o întăresc dacă nu a fost destul de evidentă. Acest răspuns mijlocește în loc să judeci, are cadru bine definit, însă acest context nu exclude restul de responsabilități pe care noi le avem stipulate în Scriptură. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta sau dacă fratele tău este într-o eroare, ia, du-te la el, vorbește cu el, mai ia cu un prezbiter. Deci învățătura de a confrunta, de a adresa, nu se șterge din cauza că Isus ne spune aici să, să mijlocim. Însă, ce face Isus aici este să ne dea o soluție la marea tentație de a rămâne critici sau de a fi sfătoși, cumva detașați. Isus cumva ne leagă de problema omului și ne duce la mijlocire. Însă, mijlocirea, din nou, nu exclude celelalte. Însă, uitându-ne din nou, deci mergem stânga-dreapta, uitându-ne în pasajul anterior. În, în ce zice Iisus nu aruncați mărgăritarele înainte porcilor, nu aruncați lucruri sfinte înaintea câinilor sau invers. Iisus ne arată că poate exista o limită în a acționa deschis. Însă, da, aici cumva Duhului Dumnezeu în mișlocire ne călăuzește. Că eu Simt că îl judec, nu vreau să-l judec, încep să mă rog. În timp ce mă rog, poate Dumnezeu îmi spune, stai de vorbă cu fratele tău. A, nu, că eu mi-e mijenă, eu nu sunt confruntativ, prefer să judec în tăcere. Uh, și s-ar putea ca mijlocirea mea tocmai să mă ducă la acțiune și chiar dacă nu mi-e natural să trebuiască să o fac, doar că nu o fac într-un spirit justițiar și judecător și o fac într-un spirit de slujire. Doamne, n-aș vrea să fac asta, mă frică de el, uite cât e de mare, dar da, în urma mijlocirii s-ar putea ca tocmai confruntarea să fie o soluție. În spate la Cami, microfonul, mulțumesc și eu vreau o întrebare. Mărturisesc că nici eu n-am văzut perspectiva asta și îți mulțumesc că ne-ai adus-o în față așa, dar tot așa mărturisesc că nu sunt la sută convinsă și aș vrea, te-am auzit zicând de niște comentarii și vreau să văd dacă ne dai niște surse bibliografice ca să putem să studiem poate mai mult. Chiar mi-ai stârnit curiozitatea. Da, Dallas Wheeler, Divine Conspiracy, din păcate nu este în română, dar poate găsim cu ocazia asta un sponsor să ne ajute să să traducem cartea, e, 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 un autor, un filozof de profesie, un filozof care a predat ani de zile într-o universitate seculară, dar un om al lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a dat o înțelepciune în a, în a pătrunde învățătura cuvântului Dumnezeu, Dallas Willard, Divine Conspiracy. Mulțumesc! da. E, da. De asemenea, Bonhoeffer, comentariul lui Bonhoeffer, prețul uceniciei, e, și el merge în aceeași direcție, atunci când citește curgerea aceasta a, a pasajului. Bun? Dacă mai sunt întrebări, provocări sau... Dacă nu sunt, se... vreau să pun ultima întrebare. Ți-ți <laughs> place să ai ultimul cuvânt? Nu, ultima întrebare. Ultimul cuvânt are judecătorul, nu avocatul. Nu, ultimul cuvânt are nevasta. <laughs> Zică-te! Care e rolul ultimului paragraf? Vedem tot surprinzătoarea predica de la pe munte. ultimul verset, tot ce voi să facă voi, oamenii, le faceți și voi la fel. În contextul predicii, care-i adică a pasajului, care e rolul? Păi, are rol conclusiv, cum am spus, de a uh, arăta că această abordare este o formă de comportament necesar, și anume... Să fiu preocupat de fratele meu în măsura în care știu că sunt preocupat și de mine. Dar afirmația tot ce voi să vă fac ca oamenii fațele și voi la fel este conclusivă și despre întreaga învățătură de până aici. Pentru că ideea de reciprocitate în împărăția lui Dumnezeu este așezată. Și Domnul Iisus uh, vorbește aici pe larg în Predica de pe munte despre... Ceea ce se întâmplă cu mine depinde de ce se întâmplă cu celălalt, sau ce îi se întâmplă lui, mă impactează și pe mine. Și atunci, da, în raportarea în cadrul comunității, că aici Isus merge și discută mult, sau în principal, despre relațiile din împărăție, despre modul în care ne raportăm la oameni. Isus dă învățături despre multe alte instanțe, dar predica de pe Muntă, prin excelență, aduce în discuție chestiuni care au loc în cadrul celor credincioși sau în comunitatea credincioșilor, și atunci, regula aceasta stă cumva la bază sau este o quintesență, o concluzie. Cum îți dorești să fii tratat, așa procedează de la bun început.